De lucrări, drumuri și poduri, calitatea drumului tău și grupul de firme Transmix Technorom pentru un transport public local european. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Unde Adevărul. Sunt Cristian Berari. Astăzi, în biroul Agenției Județene de Ocupare și Formare din Bistrița Năsăud, este vorba de o agenție a Forței de Muncă, bineînțeles, nu mi-aminteam ce formează ei, formează Forța de Muncă și mai ales o ajută să-și găsească de muncă, cum ar spune sudiștii. Suntem aici, avem onoarea să stăm în biroul directorului acestei instituții, este vorba de doamna Doris Moldovan. Să rămână, doamna Doris Moldovan, și bine ați venit într-o emisiune semnată de subsemnatul pentru prima dată. Bine v-am găsit și îmi face o deosebită plăcere și mie să fiu alături de dumneavoastră. Aș vrea să vă spun, stimați telespectatori, că nu-mi prea stă așa în obicei să fac emisiuni în care să nu vă simt aproape prin telefon, dar de data aceasta am înțeles. Este luna martie și doar de data aceasta, încă o dată vă spun, am înțeles-o, pe doamna director Doris Moldovan, fiind luna martie și dânsa fiind anfitrioana unui bal, din câte am înțeles, al femeii europene, care se desfășoară chiar în momentele derulării acestei emisiuni, difuzării acestei emisiuni, atunci era clar că nu putea fi doar prin clonare în două locuri în același timp. Și atunci realizăm emisiunea aici, în biroul domniei sale, biroul instituției pe care dânsa îl ocupă acum, cu acest decor minunat în spate, semnat de Săsărman. Nu știu cine este, dar în orice caz îmi place pictura. Iulia Săsărman, o colegă de școală a mea, da. Deci nu lucrează aici. Nu. O colegă de-a dumneavoastră. Și intrăm puțin în viața acestei instituții, dar pentru a face cunoștință, cei care nu o cunoașteți pe Doris Moldovan, sunt sigur că sunt în județ oameni care încă nu o cunosc pe Doris Moldovan, deși foarte mulți o cunosc. Haideți să dăm puțin vărul la o parte. Cine este Doris Moldovan? Înainte de a fi directorul instituției numită Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud. Vă rugăm să vă prezentați așa cum credeți dumneavoastră de cuvință. Unde v-ați născut? Pe unde ați copilărit? Ce școli ați parcurs? Când v-ați căsătorit? Cu cine? Copii dacă aveți? Câți? Și bineînțeles, așa un CV dintre ăsta european, cu cât mai multe diplome la rândul sar, dacă le aveți și sunt sigur că aveți. Vă rog. Așa. Sunt bistrițeancă. Născută aici, crescută aici, bunicii mei sunt bistrițeni la rândul lor, din partea tatălui, mama este din Târgu Mureș. Mai am o soră, am urmat liceul, ca să nu încep cu școala generală. Școala generală tot aici, în Bistrița, la generală numărul 1. Dați voie să vă întreb puțin, sora dumneavoastră este cumva la prefectură? Da, este... Sorina Drecșan. Colegii din presă știu foarte bine acest nume, dar eu azi am aflat că e sora dumneavoastră. Da, deci ca să vedeți ce mică e lumea. Da. Și mare câteodată. Deci la generală 1. Așa? Școală bună. Da. Se spune. Pe urmă am continuat la Liviu Rebreanu liceul, după care am... Tot o școală foarte bună. Chiar și mi-a făcut plăcere să fiu elevă acolo. Profilul? Și mi-am amintesc cu drag, limbi moderne. După care am continuat la Universitatea Babeș-Bolyai, secția Științe Politice și Administrative, Facultatea de Științe Politice și Administrative. Am terminat pe urmă un master, am participat la diferite cursuri de în diferite domenii, management, comerț, mult, foarte multe. Masterul în ce l-ați luat? În economie. Am avut o afacere proprie, împreună cu părinții mei și pe urmă m-am... Cam ce domeniu? În domeniul comerțului. Părinții mei sunt dintotdeauna, pot să spun, comercianți. Și pe urmă m-am desprins de ei și am continuat singură până când, întâmplător sau nu, am intrat în politică și de acolo... Nu. Întâmplător sau nu? Răspunsul meu e nu. Nimic nu este întâmplător, spun eu. Dar cum a fost întâlnirea aceasta cu politica? Cu politicul? De unde? La un bar, nu știu, la o întâlnire? V-a făcut cineva o propunere, semnezi o adeziune? Nu.
Absolut deloc. Sau mulți încep la votări, când se caută oameni de încredere. Nici măcar. Dar dumneavoastră care a fost primul contact cu un om politic care v-a propus să fiți membru de partid? Așa, deci eu am cunoscut niște oameni deosebiți în jurul anului 2002, dacă bine mi-amintesc, pe domnul deputat Pintea și pe domnul părinte Stanciu, care era consilier local, Viorel Stanciu. Din satul meu. Așa, Ierina. Nu, mă refer Vișoara. A, Vișoara. În Herina și... era când eram eu bebelaș. Da, Herina și Albești Bistrițe era atunci, acum e Vișoara. Se pare că ne-am mutat Vișoara după părinte. Și de-a părintea lor am cunoscut, să zic, mai mulți oameni. Atunci l-am cunoscut și pe domnul președinte Ioan Olten și pe domnul Liviu Rusu, pe domnul Moldovan, că mi-amintesc că era chiar într-o campanie. Fostul primar. Fostul primar, da. E așa am intrat eu în contact cu oamenii politici ai acelor vremuri și în continuare sunt foarte bine cunoscuți. M-am susținut și am fost o simpatizantă acestui partid. Eram căsătorită. Soțul meu este preot misionar pentru Căminul de Bătrâni și persoanele din școlile speciale. La fel de renumit, dacă nu mai renumit decât dumneavoastră. Da, este vorba de părintele Sorin Moldovan. Da, este... De la Azilul de Bătrâni, cu biserica de la Azil, așa o știu oamenii. Da, da, da. Unde este... se fac slujbe tare frumoase, din câte am înțeles. Foarte profesionist și place și face cu drag ceea ce face. Probabil că are ceva ce se numește har. Exact. Nu toți preoții cred că l-au și, din păcate, unii profesează doar pentru că trebuie. Alții profesează pentru că au harul. Harul vine sau nu vine. Aici cum ține norocul, probabil. Probabil. Nu vreau să comentez, chiar nu, dar sunt. Asta se spune. Părintele Sorin are har. Deci, în colorul sunt deducții mai mult sau mai puțin răutăcioase. Și de la... El m-a susținut foarte mult în partea asta mea, în cariera mea nouă, ca să-i spun, în domeniul politicii. Câți ani aveați când ați intrat în politică? Când am intrat efectiv în politică, aveam undeva la 26 de ani. Tânără. Da. Când au început să apară propunerile pentru funcții politice și care a fost prima funcție politică deținută? Foarte repede. Nu administrativă, deci nu într-o instituție deconcentrată, ci nu, acolo în partid. În partid. Că știu că sunteți, dacă nu mă înșel, președintele organizației de femei, da? PDL. Da. Foarte repede, să știți. Foarte repede, pentru că m-am implicat. Mie îmi place când fac ceva, fac cu drag și atunci mă implic total. Și mi-am găsit un grup, așa am intrat în organizație, prin organizația de femei existente la vremea respectivă. Am organizat Femeia Europeană, prima ediție. Și a fost o reușită spectacolul respectiv, după care a urmat campanii în care m-am implicat și de aici a urmat restul. Am fost pe lista de consilieri județeni, pe locul 14 și spun eu, nici acolo n-a fost ceva întâmplător, pentru că puteam să nu fiu, să nu intre și numărul 14 pe lista consilierilor, dar am reușit 14 consilieri. Drept urmare, a fost începutul sfârșitului, sau cum să-i spun. Deci consilier, consilier județean, după care... Ați fost. Sunt în continuare. Și sunteți. Da, sunt în continuare consilier județean. În cadrul partidului sunt președinta organizației de femei. Așteptăm noile alegeri. Vom vedea ce se va mai întâmpla mai departe. Sunteți un om relaxat? În acest moment, destul de... Nu în acest moment, în general. În general, da. Deci familia e în regulă, fetița, nu ne-a spus băiat, am sau doar o fetiță, aveți, da? Am o fetiță de 6 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc la fel. Care mi-este o foarte bună prietena mea. Și frățiorul un... când urmează? Când vrea, Doamne, noi îl așteptăm cu drag. Chiar mă simt împlinită și mă bucur că fac ceea ce îmi place. Bun. Și acum să trecem și de la viața dumneavoastră, de la cariera dumneavoastră, de la viața de familie, la carieră, să intrăm așa mai profund puțin. Am primit un comunicat de presă zilele acestea, în care ne dădeați câteva detalii, stimată doamna director, despre această ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuarea șomajului în anul 2010. Cum am anunțat și noi pe... Crawl, partea aceea de jos a ecranului, pe burtieră în care face...